Nu cred că sunt singurul care se gândește la asta, adică recent ni s-a întâmplat așa o chestie, mă rog, de mai multe ori s-a întâmplat să port această discuție, numai că mai recent s-a întâmplat să am această conversație cu o fată care m-a văzut pe TikTok și după a început să-mi scrie în privat și apoi am ajuns la această conversație, cum că eu întreb pe ea ce să, adică la ce, unde vrea să ajungă și îmi spune că după ce dă bacul și termină școala, vrea să meargă la arhitectură, pentru că i-ar plăcea și nu știu ce și nu știu cum. Și mai vorbesc și cu o altă fată care mi-a spus că tot ar vrea, tot cred că în arhitectură sau mă rog, dar când problema în așa discuții, când pe mine atunci după mă întreabă unde vreau să mă duc și pentru mine e mai complicat, pentru că, adică în general, mai ales când e vorba să duci la o sărbătoare și întâlnești cu rudele îndepărtate, da? Și el de mai mult interesant să te întrebi și unde vrei să te duci după și școala, după și termin școala, știi, ți-e greu să spui că, adică tu poți spui că nu știi, dar problema e că nu știi din cauza că tu într-adevăr nu știi, din cauza că tu nu știi, din cauza că nu există așa ceva, pentru că, nu știu, interesant, se întâmplă că doar eu trec prin asta, mi-e chiar ciudă pe cei din jurul meu care îți creați așa de la Dumnezeu, pur și simplu să le plac și aia și deja fac încă mulți, mulți alții, sau nu știu, ar trebui să fie ciudă sau nu. Chestia așa că, de obicei, toți cei din jur, adică știu deja, își doresc să meargă la facultatea asta, unde mai au mai fost încă mulți oameni, știu ca să fie așa, așa, să o ducă așa și de asta nu se stresează. Dar oare mai sunt alți oameni ca și mine care pur și simplu nu se pot simți așa confortabil, adică eu deloc nu pot și n-o să-mi găsesc plăcerea într-o profesie care dată, învață încă mulți, mulți alți oameni. Adică nici măcar salariul nu mă interesează, adică doar eu am senzația asta că parcă vreau să fac altceva, pentru mine asta nu e convenabil. Adică cum în cazul ăla în care mă întâlnesc cu rudele, eu nu vreau să le spun că îmi place să mă ocup cu asta, eu vreau să mă ocup cu asta, pentru că și aia și îmi place să mă ocup eu ceva mai diferit și oamenii n-a să înțeleagă. Și atunci, adică, nu vrei să le spui asta, pentru că îți dai seama și a spune, o, Doamne, asta e o prostie, o, Doamne, te rog frumos, trebuie să te trezești, nu așa funcționează lumea, dar, adică, cum trăiesc cu oamenii? Adică, doar eu mă gândesc așa, adică, cei din jur, alea, așa de ușor să gândească, o, să mă duc la facultate, să văd profesia asta, care mulți alții au învățat și a trăiesc fericit, așa cum mulți alții, nimeni serios nu se gândește să fac ceva diferit. Să fac ceva unic și nu doar pentru salariu, dar pentru a se deosebi de altcineva. Pentru că da, mie îmi place să fac videoclipuri sau poate sunt alții care le place să cânte sau să picteze sau nu știu cum. Înțelegi ce spun așa, niște visuri așa, cum ar spune lumea, prostești, da? Dar nu chiar există un viitor pentru asta, adică, nu știu, cel puțin în Moldova sau... Dar nici în România, știi, nu-i cine știe și chestie. Dar oricum, adică, e ușor de spus, oh, da, te ocup cu asta, oricum trebuie să faci un plan. Adică oamenii adulți sau oamenii chiar și de vârstă, așa de ușor vorbesc despre asta ca și cum, serios, nu e niciun deranj. Adică, eu pur și simplu aș trebui să arunc toată dorința mea asta la gunoi, doar din cauza că eu n-am să am un viitor, n-am să am salariu, n-am să mor de foame. Și, a, da, așa pur și simplu a fost doar așa o mică idee, eu să mă duc să învăț nu știu ce profesie care îmi dă un salariu convenabil și a spus să mă mențin în viață și o să trăiesc. Eu n-a să trăiesc, hai să fim serioși, adică serios, nimeni nu-ți gândește la chestia asta. Nimeni nu vrea să fac ceva diferit, adică, nu știu, da, e riscant, e foarte riscant, mai ales în Moldova sau chiar și în România, când nu ești în America sau în alte țări. E riscant să-ți urmezi visul, să te ocupi cu nebuniile astea care oamenii nu le înțeleg, dar tu le simți că tu vrei să le faci. Pentru că știi că e riscant, pentru că tu n-ai să fii asigurat cu un salariu sau un viitor. Dar asta nu înseamnă că să mergi la facultate nu e riscant deloc. Adică oamenii se gândesc că da, tu ai să te duci, tu ai să înveți. Tu ai să faci și facultăți, da, tu ești asigurat de stat, tot frumos, tu după asta să te angajezi, să ai salariu frumos, ai să strângi acolo o căsuță, de o mașinică, găsești o soție, ai copii, frumos la așa, timp de 40 de ani, ai să ai între patru pereți, frumos la locușorul tău, tu ai să trăiești, da? Tu ai să trăiești.
Nu, hai să zicem acolo mulți, mulți ani în urmă, când erau probleme, acolo era nevoie de educația asta, era nevoie, era socotit ceva foarte sus, iei studiile astea ca să devii un om, ca să faci ceva pentru societate, dar în zilele noastre, adică, nu știu, sunt doar eu, nu mi se pare ceva foarte wow, adică, nu vreau să fac ceva și fac tăți, mă duc acolo să învăț unde învață, încă mulți oameni și oameni fac Excel-ul. Dacă eu aș spune la cineva că, mă duc să învăț arhitectură sau inginerie, adică oamenii aș spună, ok, bravo ție. Adică nu o să-mi dai mai multe întrebări, pentru că e clar că ce aș fac eu, fac încă mulți alții și încă să mai fac, adică eu nu mă deosebesc prin nimic. Ideamul sunt sigur că și aș urmează cu viața mea în următorii 5 ani și următorii 10 ani și deamul mai departe. E clar și adică... Nu e riscant într-un fel, dar totodată e riscant. Pentru că mie personal, spre spunem, eu să învăț acolo nu și profesie, da? Și asta, într-un fel, nu a să fie riscant, dar de fapt a să fie. Pentru că, deși eu a să fiu asigurat cu salariu, în fiecare zi lucrând la profesia asta, eu a să mă urăsc pe mine, pentru că, da, dacă facem, mă străduim mai mult la ceea și vrem cu adevărat. Dar dacă nu știu, dacă eu să mă ocup cu ceea și... Nu-mi place, nu mă deosebesc spre nimic, nu aduc nimic personal pe lumea asta, atunci, adică, eu a să mă simt rău, eu a să intru în depresie și eu atunci singur a să mă împușc. Eu atunci a să fie foarte riscant pentru că a să mor. Hai să presupunem acum, da, eu aș vrea, da, să mă strădui să filmez, să creez videoclipurile astea, chestii de genul, dar eu așa m-aș gândi așa... Plan de rezervă, de fapt, o să fie planul principal, cum ar veni, a să mă duc la o facultate de psihologie. Nu că îmi place psihologia, dar pentru că e pur și simplu ceva și într-un fel ni s-ar potrivi. Nu că mi-a spus cineva să nu ce, dar pur și simplu, adică, cum să spun, e ceva și aș putea să învăț fără să mă împușc pisteoză și ne spare și ne s-ar da destul de ușor. Asta nu înseamnă că am ceva o drag nemai pomenit sau că, chiar văd un viitor. Chestia că a să învăț asta pentru că a să trebuiască. Nu vreau să mă iei la armată, la urma urmei și da, adică a să fie riscant să, sigur, poate n-a să am un viitor, adică a să încerc pe lângă asta să mă ușesc la videoclipurile mele și să dau toată silința, să fac și ea și sunt că vreau să fac. Și dacă n-a să-mi ias și a să mă duc doar în psihologia asta, nu înseamnă că a să fie totul super, dacă eu a să termin și apoi a să lucrez o zi ca psiholog în ziua următoare, a să mă împuș, pentru că i-a ghișit. Eu automat am pierdut și dacă s-a asigurat cu un salariu, eu n-a să mă ocup cu ea și mă fac și adică da, eu o să ajut oameni, dar sunt mulți, mulți oameni care ajută așa oameni, dar eu vreau să aduc ceva a meu pe lumea asta, eu vreau, spre spunem, dacă eu mâine a să mor, da? Și am lăsat eu în urma mea. Adică dacă... Nu înțeleg, dacă colegii mei de clasă, să zicem că am colegi care învață foarte bine și au mult diplome, dacă eu a să moară mâine, într-un fel, a să fie așa de impresionant că ei au luat diplomele astea la nu știu obiecte și erau pe cale în viață, nu știu ce. Pentru că mulți nu sunt oameni, fac asta. Adică da, trebuie să mușești, să înveți, nu știu ce, ca să acumulezi diplomele astea la olimpiade sau la nu știu ce alte concursuri. Dar dacă ei mâine a să moară, a să vină oamenii la mormântul lor și a să spună. Da, a fost un elev bun, a învățat bine, a luat diplome. Nu da, și cam atât. Dar eu personal, sincer, da, pentru alții nu ar părea așa de impresionant că eu fac videoclipuri, pentru că nu sunt acolo ceva diplome care să le arăți nu știu unde, să arăți că, da, tu ești nu ce, om incredibil, că a luat diplomele astea la matematică sau nu ce, altă materie. Dar chestia că, dacă eu aș muri mâine, oamenii s-ar putea uita în urmă să uite, dar ce-o lăsat el în urmă, știți ce spun? Adică eu am murit, dar oamenii n-a să mă uite pur și simplu, adică da, nu fac și cele mai grozavi videoclipuri, dar oricum ei pot să uite undeva într-un fel de jurnal al meu și să dea seama că, uite, băiatul ăsta s-a ocupat cu asta, el face asta, ăstea sunt ideile lui ea. El le-a făcut, el le-a filmat, el le-a jucat, văd, chiar a fost foarte interesant. Și nu să-l uităm pur și simplu, pentru că ghișii, el oricum a să rămână, nu a să rămână cu noi doar în sufletele noastre, a să rămână aici. A să fie pe internet, personalitatea lui, vocea lui, fața lui,
și lui și pe dânsul motiva să trăiască. Și mie asta ne spare destul de bine, pentru că, serios, mai bine, adică mai bine aș muri mergând spre visul meu, decât să continui să trăiesc, dar să mă să mor pe dinăuntru făcând ce e și nu mă faci deloc special. Adică, dacă fix mor de foame, dar mă ocup să fac videoclipuri, oricum videoclipurile mele să rămână și o parte din mine să rămână pe pământul ăsta. Oricât de strani ar suna. Dar dacă altcineva ar dispărea, adică, nu știu, poate la oameni ar se pară foarte impresionant, dar oricum nu mi s-ar părea destul de... Nu m-aș simți destul de bine să fiu, știu, doar pentru un elev bun care a învățat bine și a luat, nu știu, acolo diplome. Pentru că, da, și muncă, sunt mulți, mulți care fac asta și tu nu te deosebești deloc cu alții și, da, mi-e frică, nu înțeleg, adică aș vrea să port discuții despre viitor cu oameni, dar e greu, pentru că și din jur e clar, să merg acolo, să învăț asta, cum am învățat asta, e un salariu bun aici, să acumulez experiența aici, a să duc așa, de-am viitorul, familiile, soția, dar mie e greu, mie mi-e foarte greu. Și da, mi-e greu să, îmi vine greață să spun că, cu silința, că da, să mă duc la facultatea asta, pentru că da, asta vreți să auziți de la mine, pentru că, n-ați vă spun, și aș, sunt cu adevărat să fac, pentru că, sunt un copil, nu sunt că bine copil la cap și asta doar imaginație. Dar da, o să fie și o să fie, dar pur și simplu, vreau să știu dacă nu sunt singurul care... are așa gânduri și sunt așa de, cum spun, singur.